Salutări, prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod de Sportcast cu Sile, un podcast ori în sport, un podcast prezentat și sponsorizat de cei de la Betano și, evident, ca de obicei, ca la startul fiecărui episod, vă mulțumim că sunteți alături de noi, dați subscribe paginii ori în sport și fiți alături de noi episod de episod. Astăzi facem o incursiune în timp. Ne întoarcem într-o perioadă în care fotbalul românesc avea la un moment dat chiar 5-6 echipe în grupele cupelor europene. Jucam în Champions League, aveam echipe în Europa League, nu existau altele, Conference League și așa mai departe. Erau patroni puternici, vocali, cu bani, care investeau, care dădeau salarii ca lumea, care plăteau sume importante de transfer și aduceau inclusiv jucători importanți din afara țării. Vom vorbi despre toată acea perioadă, dar nu numai, cu Marian Iancu. Domnule Iancu, vă salut, mă bucur că v-am invitat. Mă bucur să vă văd că arătați foarte bine. Mulțumesc mult. E adevărat, cu o mică problemă de la sală însă, da. Ceea ce e foarte bine. Da. Și aș începe dialogul, mă duc la Timișoara încă, o să ajungem și la Timișoara, dar a fost Giovanni Becali recent la un episod al podcastului și povestea așa, zicea, dom'le, m-au trădat foarte mulți oameni în momentul în care am pățit ceea ce am pățit, în momentul în care am intrat în închisoare. Mai au că amint un episod, am venit la un moment dat la Timișoara, ies un angajat al clubului noastră, nu-i dau numele că n-are sens, așa, și se uită la noi și se uită și zice, domnule, am cu ce pantofi frumoți aveți, domnule, extraordinar ce... Erau frumoși pantofii, dar nu cred că era neapărat necesar complimentul ăla, era așa. Au fost alături de noastră în toată perioada, oameni pe care i-ați avut angajați, pe care i-ați, până la urmă, cărora le-ați dat o pâine de mâncat sau și dumneavoastră ați fost... Bun, n-am căutat neapărat ca să iam aproape, mai aproape decât ar fi nevoie. Nu pot să spun că m-a trădat cineva. Aha. A fi mult de spus. Ba, când a fost să am o relație cu cineva și ulterior să o reiau, n-am avut nicio dezamăgire. Nici eu n-am dezamăgit pe nimeni. Și nu, n-am. Cred că primești ceea ce... Bineînțeles că mai sunt și derapaje, dar nu e cazul meu. N-am avut probleme de genul ăsta. Că n-au fost oameni de la care aveați așteptări, domnule, să fie alături de noastră în momente mai grele? Nu. Absolut nu. O relație fantastică cu toată lumea care s-a menținut și care și acum s-a reluat din mers, așa, ușor, ușor. Am înțeles. V-ați reintegrat? Vă gândiți? Mai am de lucru. Dar ușor, ușor... Recuperești ce am pierdut. Sunt totuși aproape 9 ani în care am stat departe de tot ce a însemnat business, viața socială și ușor, ușor mă reintegrez. Nu e ușor, pentru că s-a schimbat. Ce v-a mirat cel mai mult? Adică ce vi s-a părut cel mai schimbat în societate, poate tehnologia, poate habar n-am, toate... Bun, aveam posibilitatea de informare. Eram informat cu tot ceea ce se întâmplă, social, politic, sportiv. Am urmărit absolut totul. Uh-huh. N-am pierdut nimic din ritmul ăsta. Deci n-am găsit nimic deosebit față de ceea ce mă așteptam. Doar că chiar și așa situația se deteriorează. Nu este o situație care curge lin și crește. Doar senzația este că mergem, dar lucrurile nu sunt bune din toate punctele de vedere, dar care nu fac obiectul discuției noastre. Dar ușor, ușor, eu recuperez timpul pierdut. N-a fost ușor. Relațiile interumane? Totul, dar am spus, nu sunt dezamăgit. Toți cei vei cu care am lucrat și cu care în continuare lucrez, pentru că așa merge viața, nu m-a dezamăgit nimeni. Dar oameni de fotbal, de exemplu, care ați lucrat, nu știu, Chivorchean, Crăciunescu, sunt foarte aproape, foarte aproape. Ați vorbit cu ei? Am vorbit. Sunt oameni extraordinari. M-am înconjurat numai de profesioniști. Uh-huh, Eu nu am avut nevoie de iezmeni. Uh-huh. Am lucrat numai cu profesioniști cu patalama, care recunoscuți în domeniu, care nu puteai să-i joci. Am avut curajul ăsta să lucrez cu ei pentru că eu cunosc fenomenul. De mic copil am cochetat cu tot ce înseamnă performanță fotbalist. Cunosc, știu ce înseamnă. Știu cum se aude iarba, cramponul în iarbă. Știu că ați fost fotbalist. Da, și... Până la ce nivel ați fost fotbalist? Până când trebuie să plec militar, până când am terminat junioratul, în momentul ăla trebuie să aleg între...
meserie, erau pe timpurile dinaintea Revoluției, lucrând în domeniul auto, care era o meserie foarte bănoasă pe vremea aia, sau fotbalist. Și am considerat atunci familia, părinții, că e mai bine să merg către zona asta de auto și atunci m-am despărțit un pic, am luat în kilograme în timpul armatei, am făcut școala de șoferi în armată, era un câștig pe vremurile alea să faci școala de șoferi profesionistă. Și așa am luat drumul către auto și am terminat cu produse petroliere, tot în domeniul auto. Atunci m-am despărțit de... De-aia zic, nu mi-era frică să lucrez, să aduc profesioniști, pentru că nu aveam nevoie de ezmen, vorbeam aceeași limbă cu ei, îi înțelegeam, le ceram argumente. Argumentul foarte era cel care se aplica, al meu, al lor, nu conta, solidaritatea conta, antrenori, numai unul și unul, care ați nu poți să te joci cu, nu te puteai juca cu ei. Aveam discuții profesionale, dar el răspundea, dacă își însușea părerea noastră, a celorlalți, nu din staful imediat, cel din jurul echipei, și găseam o soluție, eram solidar, dacă nu, el avea ultimul cuvânt, antrenorul principal, eram alături de el sau nu eram câștigat. Nu vă băgați peste antrenori? Nu, aveam politica clubului, politică, promovam jucători. Adică, descrieți-mi, pentru că vedeți, există, de exemplu, ceea ce ăștia în vest numesc jucător de vânzare, jucător pe care clubul trebuie să-l vândă, deci, și căruia este impus antrenorului să-l folosească. Deci ăla faci ce vrei, îți faci echipa cum vrei, dar noi avem 1, 2, 3 jucători pe care putem să-i vindem. Era o hotărâre de Consiliul de Administrație, care atingea latura sportivă, în care primul lucru se discuta arhitectura echipei, raportat la sistemul de joc. O noi, având obiectiv câștigarea campionatului permanent, pentru că de aici adunam bani și din competiția internă, televiziuni, adunam de pe plan local, Consiliul Local, Consiliul Județean, care ne condiționau de rezultate, participarea cel puțin în cupele europene. Deci aveam și atunci, pentru că aveam obiectivele astea, trebuie să câștigi. Ca să câștigi trebuie să dai gol. Să dai gol trebuie să ai un anumit tip de echipă și o anumită investiție în echipă. Fotbalul nu este o afacere predictibilă, apropo de discuțiile mele de rapidist născut, nu făcut. Legate de Șucu. De Șucu, da. Această afacere nu-i predictibilă. Ea nu poți să o crești exact cum crești la nivel corporatist, contabil, atâta bagi, atâta ia, asta-s provizioanele, trebuie să-ți calculezi o rată de profit, ții cont de, și de inflație și, în fine, de toate astea. Nu! Poți să investești într-un jucător, el poate să-ți dea satisfacție, poate nu, poate să accidenteze, nu se accidentează. Aia, tu întotdeauna trebuie să ai soluția de rezervă, care înseamnă bani. Deci acest obiect de activitate înseamnă bani. Nu înseamnă construcție administrativă și om vedea cu banii. Nu, înseamnă bani, performanță și după aia începi să așezi bugetul. Dar întâi trebuie să vii tu cu bani. Nu există echipă, Barcelona, scutită de datorii ani și ani și ani, Real Madrid, echipa regelui, scutită și aia și construit stadion, cumpărat ca stadion, făcut cadou, ea cumpărat doar să echilibreze bugetele. Aceste echipe s-au construit, nu mai zic, în Anglia, la fel, Manchester United, bani, bani, Chelsea, bani, 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 totul pornește de la bani. Nu o să vezi că vine Abramovich să spună, domne, stați așa un pic, să nu cheltuim mai mult decât producem, să o luăm ușurel, să investiții bune, ăsta e un centru de profit, ăsta e un centru de investiții, nu există așa ceva, bani. Ai venit în fotbal, trebuie să bagi bani. După aia, funcție de capacitatea ta financiară, de calitățile pe care le ai ca administrator, care administrează, care ai ultimul cuvânt și modul cum construiești piramida asta a clubului, începi să te gândești de unde tragi sume atrase din felul cum tu te promovezi ca și club, ca și asta. Dar întâi bași bani și cu asta am terminat. Nu, dar vii la echipă, vinzi bani puțini și pe omă pui obiective înalte, doar nu se poate așa ceva. Bași bani și după aia obiectiv, nu obiectiv și pe omă bani. Dar ați știut lucrul ăsta din ziua în care ați intrat și în fotbal? Da, că 1 plus 1 nu dă 2 neapărat la fotbal? Ați știut lucrul ăsta? Sau ați rămas și dumneavoastră într-un fel mirat că poate, nu știu, băgați niște bani și nu ieșea ceea ce sperați? O să revin. Da. Și atunci conduceam prin hotărârile Consiliului de Administrație, care stabilea clar obiectivul,
modul cum joacă toate grupele de palierele de vârstă din club până la echipa de Liga 1. Aveam echipă primă de Liga 1, echipa a doua, Liga a doua, echipa a treia, Liga a treia sau sateliți, împrumutat jucători la Liga a treia, sateliți, celelalte paliere de vârstă. Având obiectivul câștigarea campionatului, pornești de la 0-0, pornești de la un punct tu, un punct adversar. Nouă ne trebuiau 3. Media punctelor per etapă trebuia să fie minim 2 ca să poți să fii în obiectivul câștigării campionatului, mai ales că noi avem o federație ostilă împotriva noastră și nu aveam altă soluție decât să o dăm în ațe, pentru că acolo aveam arbitraje potrivnice, aveam toată construcția în jurul nostru, mai ales când începeam să punem probleme, se desfășura, aveam parte de ostilită. Și atunci trebuia să dăm, și atunci prin Consiliul de Administrație hotăram arhitectura echipei, raportată la joc, care însemna gol, de aici porneam, un gol mai mult ca adversar, însemna să aducem cei mai buni atacanți din țară, cu bani cumpărați. Rar mi s-a întâmplat să luăm jucători liberi, cu salariu mare, bineînțeles, să aducem de afară, dar pe care să nu dăm bani, adică să nu luăm prin transfer, să luăm liber. Nu există așa ceva. Rar, foarte rar, nu poți să te bazezi pe lucrul ăsta. Asta e o plezneală, o pleașcă care cade odată la nu știu cât, e 2, 3, 5% din toată. Nu, trebuie să investești, să cumperi, să te duci, intri în concurs. Cu cine eram în concurs? Cu Becali, cu Borcea, cu Badea, Copos, Copos, Porumboiu. Cu Porumboiu, numai Mititelu, era... Ne băteam, unul, partea, Nicolae, pe jucătorii care apăreau. Repet, veneau jucători liberi, s-au mai întâmplat. Eu fiind pe vestul țării, am mai adus din Slovenia, din Cehia, internațional. Da, ați avut piața aia. Da, pentru că am adus antrenor de acolo, pe Dușa Nurin, și cunoștea piața aia de acolo. Și jocul nostru era mult mai atletic, aveam niște standarde, de exemplu, închizătorul trebuia să aibă 1,85, 80-85, cam pe aici, dar niciodată sub 1,80, ca și fundaș și lateral sub 1,80. Urceanu a făcut un pic discordantă. Da, dar aveam imediat în compensare, l-aveam pe Maghiera 2 metri. Da. Adică, am dat un exemplu. Întotdeauna media era așezat, fundaș central întotdeauna avut de 2 metri, portar întotdeauna mare, adică atacanți unul puternic, unul cu viteză, jucam 4-4-2, jucam 4-3-3, puteam 4-5-1, de multe ori când trebuia să dăm gol. Da. Asta era comandamentul suprem. Să dăm gol. Uh-huh. Totul era să dai gol. Nu exista. Stai să ținem de minge. Stai, nu. Și antrenorii erau de tipul ăsta. Olăroiu, Hagi, Dușa Nurin, Cârțu. Mai puțin cu Cârțu, dar Cârțu, cât a fost la noi, a schimbat echipa. Nu stilul ăla vestit al lui de autobază. Nu a jucat. A jucat și... Da, am dat niște exemple. Au fost Balint, Neluțu Sabău, care am avut performanța cea mai importantă. European. Am scos deținătoarea cupei UEFA de atunci pe Chatior. Da. Și nu ne-a fost ușor. Chiar declarația mea care sprijină cele care le spun acum a fost înaintea jocului, mergem, turul l-am jucat în deplasare, zic, mergem și dăm goluri. Nici măcar n-am zis gol. Și am anunțat la echipă să mă facă de râs, că eu am apucat să declar că dăm goluri. Și am dat două. Am făcut 2-2 acolo, 0-0 la Timișoara. Am jucat 5-5 la Timișoara. I-am exasperat. Am ținut-o numai în tribune. A fost 0-0. Ne-am îndeplinit obiectiv. Am jucat play-off de Champions League și mai departe grupă Europa League. Deci, conduceam prin hotărâri de Consiliu de Administrație, dar erau știute de la început de antrenorul care venea. Știa că trebuie să joace ofensiv, știa că dacă îmi cere fundaș și mijlocaș și aduceam 1-2, dar se trezea cu 3-4 atacanți care erau, am avut golgheter 4-5 ani de zile la rând, golgheter, l-am avut pe Gigel Bucu, pe ăsta cum îi zice, am uitat, am Goga, avut Goga, l-am avut pe... de la Dinamo l-am luat. Viorel Moldovan a venit la un Viorel Moldovan, nu, înainte. Pe Zicu. Da, Zicu. Zicu l-am luat, săracul era în tribune la Dinamo, nu știu probleme a avut cu Dinamo, l-am luat de acolo și a muncit mult, dar a vrut și a dorit și a revenit cu în fruntea golgheterilor, a avut un sezon extraordinar, dar a muncit mult până să intre din nou. Am creat fotbal, deci
noi lucram prin Consiliul de Administrație la înțelegere cu antrenorul care venea și știa care-i comandamentul. În timpul săptămânii primeam raportul de la staful sportiv, prin directorul sportiv a fost Daniel Stanciu, care era foarte aproape de Chivorchean, care avea delegată competența mea de președinte, pentru că eu eram la București și era Chivorchean acolo, care, cu care eu discutam. Primeam raportul în sensul cine este, cu cine, raporta cu cine jucăm în etapa următoare, ce trebuie să facem, care sunt jucătorii. Deci, dumneavoastră primeați practic o... Verbal, nu neapărat scris. Ok, bun, o informare legată de legată cum se antrenează. De... În principal, starea de sănătate, recuperarea jucătorilor, cum, care este form, pentru că antrenorii vedea, îl simțea pe ăla care intră în teren. Că, întotdeauna am avut 18-20 de jucători care competitivi erau la nivelul și mulți peste tot ce aveau echipele cu care eram în concurs. Ăsta era un standard. După care făceam transferuri. Mă uitam cu cine mă bat anul ăsta, cu Gigi Becali. Ce are cu Dinamo, cu aia, ce au ei? Funda stânga, ce avem noi, ce au ei? Care e cel mai bun? Al nostru. Ok. Cine mai e? Dom'le, e la egalitate. Ok. Dom'le, avem sub. Căutați-mi unul. Căutați-mi unul. La nivel că de-aia avem obiectiv. Că nu poți. L-a dus pe Petrila de la CFR Cluj. CFR-ul l-a dat. Înseamnă că are ceva mai bun. Ok, Petrila a dat satisfacții, dar tu ca și echipă nu o să treci peste CFR. Pentru că degeaba l-ai adus pe Brown. La dar fel. Dan Petrescu a reușit să să câștige camia și Dorin Muntea. Din punctul meu de vedere, singur care împinge orice jucător, îl relansează, să zic așa, care un pic a intrat în, chiar dacă are calitate, zice că Hagi. Prin domină ca și mentalitate, ca și personalitate, îl domină. Și dacă îl acceptă să vină, e obligat să se autodepășească, să reintre în competiție, pentru că se face de râs. Totuși te antrenează Gică Hagi și există o motivație în plus. Și avem multe exemple chiar în, ultimul timp, chiar și anul ăsta, îl avem pe Budescu, care n-am crezut să-l mai văd angajat la nivelul... Nimeni chiar nu-și dacă, da, chiar dacă totuși fază defensivă nu există, Gica a creat pentru el sistemul ca să scoată maxim ce poate din el și nu mai exista. Nici motivație cred că nu mai avea. Văd că acum motivație există. Deci așa conduceam prin felul ăsta, dar eram implicați activ în susținerea obiectului de activitate. Care și pleca... cum îi se transmitea? Că asta rămăsese să-mi spuneți. Că vorbeați, existau obiective. Dar să zicem, Consiliul îl avea pe Torje. Dom'le, noi vrem să-l vindem pe Torje. I se explica antrenorului că trebuie să-l folosească pe Torje? Sau, am dat exemplu Torje, să nu se înțeleagă. Nu, e corect. S-au întâmplat multe de genul ăsta. Torje a fost un episod chiar simpatic asta, dar discutam, îi spuneam antrenorului... Păi cum l-am împins pe Torje, pe Latovlevic, pe Luchin, cu ajutorul lui Hagi. Iar am mers împreună dimineața, jucam cu echipa a doua, era în Liga a doua, și am mers să vadă și el s-a uitat, chiar Latovlevic juca la un metru. Da, erați acolo, da. I-a plăcut cum era construit și cu Latovlevic, dar era Torje, era la fel, centru de greutate jos, jucătorii puternici, deși nu erau pe placul meu. Eu îmi doream foarte mult atletici. Nu vă plăceau ăștia mici? Nu, eu mă despart de treaba aia cu românii, au glezna fină, micuți, aia nu. De-aia l-am dus și pe Dușan Orin. Și i-am spus, mie mi-aduci animale, scuzați-mi expresie. Și așa am construit echipa, mai ales că el pregătea mult fizic. Echipa lui trebuie să fie fizic la cel mai de... Deci vă dau un exemplu. Caramian nu s-a disfăcea, care pur și simplu nu că era terenul, era un tractor de ultimă generație. Și spunea, nu, tu poți mai mult. Da. Și era nebunea, alerga de... Da. Nu. Sau mingea n-aveai voie să o dai în spate. Dacă dădeai înapoi, nu mai poți, ești pe bancă. Dă-mi în față, păi n-am la cine. Scoți-o din joc. Dar nu dai mie mingea înapoi. Asta era un semn pentru el că nu mai îl duci. Nu. Când aveau momente de temporizare ale jocului stabilite din timp, bă, după minutul ăsta ne așezăm un pic, luăm aer, oxigen și pomă, o luăm, e altceva. Dar în timpul jocului, pressing, alergat, trebuie să fie cronometru, în fine. Deci
asta așa, dar noi ne susțineam obiectivul și financiar, că de aici pleacă totul. Și trebuie să înțeleagă toată lumea. Un obiectiv pentru echipele care au obiectiv. Se susține plecând de la financiar. Nu ai bani, nu discuți de obiective. Nu trebuie să... Întâi pui banii și pom obiectivul. Nu invers. Stai, domne, avem obiectiv. Dar nu credeți într-o construcție de genul am anul ăsta bugetul ăsta alocat. La anul am atâția. Peste 2 ani am atâția bani. Da? Niște sume foarte clare. Cum, de exemplu, anunță Șucu că face. Da? Și ulterior zice, hai să dezvoltăm și marketingul. Hai să dezvoltăm și aia. Hai să facem și berea rapid. Hai să facem și, nu știu ce mai face, vinul rapid. Hai să ne apucăm cum să vinzi bere și vin dacă nu ai rezultate? Vorbesc la modul general. Da. Rapidul în sufletul meu. Nu vreau să vorbesc, să personalizez la Rapid. Nici cu Șucu, n-am nimic aia. Dar nu vreau să înțeleagă. Face pe contabilul în emisiunea de sport. Ne și plictisește. Deci, înțeleg că drămuiești bani. Înțeleg că nu ai o disponibilitate, să, nu că nu ai bani. La modul general. Nu îmi stabili obiectiv. Nu veni și îmi spune mie anul ăsta cupele europene, 1-3, câștigarea cupei. Nu, spune anul ăsta. Am cumpărat pe ăla, pe ăla, pe ăla, care din punctul nostru de vedere sunt cei mai buni jucători pe postul lor din țară. Ne-au costat 8 milioane, 9 milioane, 10 milioane. Iar obiectivul nostru, cu ceea ce avem cumpărat de anul trecut cu azi 5-6 milioane și n-am vândut goalgetter, apropo de Șucu, și n-am vândut cea mai bună speranța noastră, adică am pus cărămidă pe cărămidă, n-am pus încă o cărămidă și am vândut altă cărămidă, aia și am construit clădirea asta, echipa asta, că așa se construiește o echipă, 2, 3, 4, 5 ani. Atunci spui, domne, vând pe Dugan, zici că are un salariu bun, nu, dă-i tu salariu, că ai contract cu el, mărește-i salariu și spune, mergi și joci anul ăsta, devii din nou golghetă, la anul luăm dublu pe tine. Ai, uite, îți mai dau la salariu. Nu poți să-l vinzi doar că de dragul că l-ai luat pe Ragman. L-ai luat pe Ragmani, ok, dar ai doi. Ție trebuie patru acolo. Pentru că tu trebuie să dai gol. Nu știu fundași, nu știu mijlocași, închizători, aia, dar mie acolo îmi trebuie patru, cinci. Că dacă ai nevoie să dai gol, mai bagi unul. Dacă ai nevoie și nu dai gol, mai bagi unul. Dar ei să fie întotdeauna o concurență și nu numai concurență, trebuie să asigur complementaritatea lor. Dom'le, îți accidentează unul. Păi acum cu cine joci? Da, cu cine, dar vedeți, dom'le, acum. Vine pe de altă asta parte, deci, Gigi Becali. Eu știu ce spuneți. Vreau să termin. Vă rog. Deci, nu vorbești de obiectiv. Vii și îmi spui de bani, îmi faci dovada lor și după aia stabilești obiective. Și tu nu ești prietenul jucătorilor. Nu ești prietenul antrenorului. Nu. Tu ești criticul lor. Când fac bine, fac pentru că îi plătești. Când fac rău, trebuie să-i critici. Nu trebuie să... Nu azi ne-a fătat Puceaua, mâine ne-a murit Vițelul. Nu există așa ceva. Nu. Tu ai dat banii, tu ți-ai făcut treaba. Tu, ca patron, ai dat banii. Și de acolo începe discuția. Dar dacă tu drămuiești banii și stai să ne chipzuim, stai să nu depășim veniturile. Păi tu de-abia ai venit, discuți de venituri, dar în același timp îți stabilești un target care înseamnă mulți, mulți bani și astăzi te vaiți că n-ai atacant? Acum vorbim chiar de Rapid. Te vaiți, dom'le, ce ghinion. Ăsta e fotbalul, nu-i ghinion, e fotbal. Da, nu e predictibil. Da, apropo de investiții, vedeți că e o treabă frustrantă pentru noi, care noi ziariștii care avem o oarecare vechime, da? Și care am prins niște vremuri în care erau niște patroni foarte puternici. Și astăzi trebuie să ascultăm discursul. Prima competiție atunci era pe bani. Bun, dar eu vă zic următorul lucru. Astăzi eu, Samuilă, trebuie să ascult discursul lui Gigi Becali. Care discursul lui Gigi Becali, în momentul în care noi îl întrebăm diverse lucruri, sună așa. Dom'le, ce veniți voi să-mi spuneți mie cum să conduc clubul? Pentru că Dinamo a falimentat, Timișoara a falimentat, Vaslui a falimentat, Boțelul nu mai există, Urzice nu mai există, mă rog, există. Și el zice, uite, eu n-am mai câștigat de 7 ani un titlu sau de 8 ani, dar nu, eu drămuiesc banii cum vreau și pentru mine exercițiul financiar este primul lucru, pentru că eu nu vreau să mor cum au murit ceilalți. Dumneavoastră, pe de altă parte, veniți acum și propovăduiți
investiția în fără nu neapărat fără drămuială. Investiți, trebuie să băgați bani. Cum se împacă lucrurile astea? Lăudoroșenia lui Gigi că nu a îngropat FCSB-ul și cererea noastră ca patronii să bage bani, poate pe care nu iau. Dar Gigi Becali bagă într-una bani. Dar Gigi Becali... Dar nu întotdeauna, că mai are momente întotdeauna și... bagă bani. El spune că nu, dar orgoliul lui, dorința lui... El e într-o competiție cu toată lumea. El, anul trecut, a fost în competiție cu Gică Hagi, care funcțional în clubul lui are aceiași atribuții ca și Gigi Becali. Nu-i nicio diferență, doar că Gigi Becali este antrenor de drept, iar Hagi e antrenor de fapt. Asta este singura diferență. Dar la prima vizibilitate, la prima vedere și fără să se ascundă, Gigi Becali niciodată n-a dus în eroare pe cineva. Nu, se implică direct în ceea ce înseamnă formula de stat, în ceea ce înseamnă și când simte el că nu-i merge treaba, nu-l întreabă, zice și cumpără altul mai bun. Deci el investește în fotbal la nivelul obiectivului pe care îl are. E o discuție largă de ce numai locul 2 în ultimul timp. Am mai spus eu, două campionate i s-au luat de sub nas, așa, i s-au tras de pe masa, de pe fața de masă, s-a tras cu șervețelul. Vreo două campionate din astea 7, care trebuiau să fie ale lui. Nici Gică Hagi nu m-a convins prima oară când a luat campionatul, pentru că l-a luat pe un credit sindicalizat, ca să zic așa, doar ca să nu câștig Gigi Becali. El a luat a doua oară, anul trecut, fantastic. Fantastic. Adică titlul ăla cu Rotaru care își bagă rezervele, spuneți că toți s-au unit. Dar nu numai. Astra, CFR Clujul, cine l-a avut campion? CFR-ul, cine de la CFR? Larie. Unde s-a întors Larie, era împrumutat la CFR, Larie penalti. Deci nu... Nu, culmea, Larie s-a transferat la FCSB după aia, știți? Deci, ca să ne înțelegem, odată Becali l-a salvat de la retrogradare pe Gică, nu? Dacă din câte țin eu minte așa. Da. Deci, astea sunt în timp, dar anul trecut Gică Hagi a defilat. Absolut. A predat fotbal. Echipa lui anul trecut, vorbeam cu cunoștință de-a ta, nu vreau să-i dau numele, și eu personal i-am spus, băi, dacă n-aș ști cât de corect e Gică și celălalt Gică, fiind acolo aia, echipa asta nu arată ca o echipă normală. Nu știu ce le dă să mănânce și ce le dă să bea. Adică la ce vă gândeați? Mă gândeam la orice. Nu neapărat la doping, că medicamentația pe care o dau toate echipele mari din Europa nu sunt în lista de doping. Dar efectul e același. De ce să ne ascundem de asta? Au laboratoare care sunt cu 5-6 generații evoluate peste lista de doping, care se actualizează în fiecare an, dar ei mai au 3 generații, modifică, renunțăm la asta, că l-a trecut în lista de doping, mergem cu altul. În oricare bază de pregătire la marile echipe din Europa te vei duce, într-un singur loc nu poți să intri. La laboratorul de medicină sportivă. Știți că am auzit la un moment dat că și la dumneavoastră la echipă au existat suspiciuni? Nu, am încercat să aduc. Am încercat, dar... Nu, dacă au existat suspiciuni că... Dar nu reușeam să pătrund, pentru că... Deci ați încercat să aduceți... Medicație, medicamentație... Adică următorul doping, cum ar veni. Deci, nu vreau să-i zic doping, eu zic medicamente. Pe câtă vreme el intră ulterior... Domnul doping Iacu. E când e în lista de doping. Doping este în mod normal. Când îți mărești capacitatea exact. De efort. Nenatural. Da? Dar adică... nu se vede cu ochiul liber. Nu se vede cu ochiul liber. Deci ați încercat să pătrundeți în zona asta și nu ați putut? Ronaldinho din Țosu. Da. A făcut din 7 pași 60 de metri. Și a dat gol. A scos 4 jucători. Ai adversar. Din 7 pași. Cum i-a făcut? Împățiți 60 de metri, aproape la 7. Cum i-a făcut pe aia? Bine, avea picioarele atât. Dar cum i-a făcut pe aia? Hai să fim serioși. Deci... A mări capacitatea de efort este astăzi o competiție colaterală oricărui sport. Da, de ok. Aia. Suntem pentru de acord. Pentru că gata, s-a atins de mult bariera să umană. Să pătrundeți, ziceți, în nu zona asta. Am încercat să iau, să mă duc în Germania, nu dau numele cu L, începe, cu care am avut discuții, care aveau... Are și o farmacie pe piept, adică... Da, era, deci... Nu numai că scump, mă costa cât 3-4 jucători de top.
Ca să luați ceea ce... Ca să pot să intru și în ritmul competiției. Jucam în Europa, jucam, îi vedeam cum se mișcă. Simțeam că ai noștri aleargă de... tot alergau și ea și dacă te uitai pe cifre, alergau mai mult ca ai noștri, nu se vedea. Și nu, da. Nu ați cumpărat? Nu, n-am reușit să intru. În primul rând că nu ne-am înțeles. În al doilea rând, foarte scump. Era cât jumătate din bugetul echipei. Uh-huh. Aia, pe un an de zile. Deci pe un an de zile. Pe un an de zile. Tratamente pentru întreaga echipă, să spun, medicamentație. La nivel pe... de milioane de euro. Pentru de euro. Ca, la nivelul european, de da. Sus. Nu, că așa luai a 5-a, 6-a generație. Ajungeai la ghetorii, scuzați-mi expresia, când fac reclamă. Deci ajungeai acolo. Nu. Ca să fii în pole position, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să fiu sus acolo, astea erau investițiile și am renunțat, pentru că nu aveam posibilitatea. Am vorbit și cu doctorul și cu jucătorii. Nu erau obișnuiți cu așa ceva. Cum ați ajuns la... Exista... Cum ați intrat în legătură cu zona asta, adică... Chiar printr-un mare internațional român, care ulterior a avut funcții mari. Dar nu asta, m-am informat. Deci, repet, m-am informat. Dar... Și la Hagi ați avut dubii? Adică vă uitați? Nu există dubii, să nu... admirativ. Deci, am avut o afirmație admirativă în sensul cum cuplează, ce... Cum împingă în picioare, cum se angajează, rapiditate, cum atacă mingea, cum sunt prezenți în teren. Mi se părea că stadionul la Constanța e mai mic. Zic, mă, cred că l-acoperă mai bine, e mai mic, e la limita de jos. Nu știu, discutam de ale noastre cu un om pe care voi îl cunoașteți foarte bine, un om foarte bine așezat în fotbalul românesc la o echipă mare. Uh-huh. Și îmi spunea, nu se poate așa, dar într-adevăr era o diferență. Tot anul trecut, a existat o diferență de angajament fizic între formația lui Gică Hagi și celălalt. Uh-huh. Dar cred că calitatea lui a fost, modul cum au pregătit. Nu știu, nu vreau să aia, dar cum era Hagi când a venit la dumneavoastră? Din altă lume. Complet din altă lume. Adică venea dintr-un alt fotbal, era încărcat cu alte informații, cu alte tipologii de jucători, alt tip de angajament fizic, tehnic, tactic și aia, care cei pe care i-am pus eu la dispoziție nu puteau să-l atingă. Uh-huh. Și s-a întâmplat o ruptură între echipă și am mai spus, că e un antrenor fabulos, Gică Hagi, cu o condiție, ca și patronul lui să fie Gică Hagi. L-am înțeles. Dar vă relatez un episod văzut de mine. Am fost la primul antrenament al lui Hagi la Galatasaray, înainte să vină, cred că, la dumneavoastră, nu? Da, da. Bun. Și pune un exercițiu, îi pune pe jucător să facă un exercițiu. Da, mingea pleacă de la portar, se duce la fundașul stânga. Fundașul stânga trebuie să dea o diagonală de vreo 50 de metri care să ajungă la extrema, și acum am văzut că joacă... extrema dreaptă, extrema dreaptă, centrează și vine vârful și bagă în poartă. Bun, și dă Mondragon, era portarul, îi dă fundașul stânga, nu mai știu care. Primul dă o diagonală, se duce la mama naibii. Ăla nu, va aripa dreapta, n-ajunge. Bun, încă o dată. Ba, a doua oară o pune și încearcă doar, tot strâmbodă. Și spune Hagi, băi, ce e așa greu? Și ea dă-mă mingea. Ba, da. O dă, eu dă-o lea perfect. Și exact pe picior, e bine? Și la poziție viitoare, pe picior. Da, e ideal. Da, am pățit-o și noi la Timișoara. Dar... Cu jucătorii care se simțeau într-un fel, nu neapărat umiliție, atâta puteau, că nu. Deci una este... Avea Hagi pretenții prea mari de la jucători, trecând totul prin filtrul lui, prin ceea ce știa el că trebuie să facă sau prin ceea ce făcea el? Nu, normalitatea era la Gică. Normalitatea o reprezenta Gică, nu ceilalți. Credeți? Da, absolut. Cred că excelența o reprezenta Hagi și normalitatea o reprezentau jucătorii. Dar tot normalitate. Excelența este o normalitate. Toți o căutăm și toți ne dorim. Iar dacă întreb pe fiecare jucător, e cel mai bun. În mintea lui, dacă îl întreb, el e cel mai bun. Rar sunt jucătorii care recunosc că sunt limitați și care de multe ori sunt blazați în limita pe care și-o recunosc. Nu, deci excelența lui Hagi este normalitatea pe care noi am întâlnit-o. Am avut generația de aur și generații dinainte. Da. Noi am întâlnit-o pe asta.
la vârsta mea cel puțin, am întâlnit-o. De-aia spun că e normalitatea, excelența. Era greu dialogul cu Hagi? Dumneavoastră aveați dialog direct sau era prin diversi oameni din club? Aveam și dialog direct atunci când se impunea să iau niște hotărâri vis-a-vis de, cel puțin înainte de pauza competițională, unde trebuia să aducem jucători și am adus foarte mult jucători la cererea lui, de la Dinamo. Am luat o întreagă pleiadă și din străinătate. Aia. Deci aveam comunicare directă, simplă, comunicare directă, la obiect, nu aia ce trebuie să facem. Vreau să mergem în cupele europene, vreau să pun probleme să câștig campionatul. Vreau cu tare. Păi, uite, ăla. Pom, 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 pom. L-am cumpărat și am adus. Deci era... N-a fost complicată comunicarea cu el? Nu, pentru că nu, floricele nu, discutăm la obiect, aia. N-am avut niciodată probleme din punctul ăsta de vedere. A avut el cu jucătorii, care ei nu puteau să ridice și tacheta la nivelul pe care și-l dorea Hagi. Și s-a rupt. Grupul de jucători s-a rupt un pic acolo, comunicarea între ei și atunci ne-am despărțit. Când nu puteam să toți jucătorii să... S-a rupt pentru că le cerea ceea ce trebuia să le ceară și ei nu puteau să-i dea ceea ce trebuia să-i dea. Ce ați simțit când ați că a fost o lovitură pentru Timișoara, aducerea lui Hagi, a numelui Hagi? Noi l-am adus în antrenor în România, la echipă de club. Da. Cum ce am simțit? Asta mi-am dorit, am mers, am bătut palma și l-am luat. Uh-huh. Repet, eu nu spun, nu inventez sau nu spun că ideal este să discuți de bani întâi și pomă de obiective. Nu, eu așa am făcut. Am luat o echipă de la retrogradare și am stat cu ea 7-8 ani de zile numai în Europa. Nu am fost lăsat să merg mai sus. Am pierdut finale de Cupa România, am pierdut campionate la limită. Și pentru că era relația mea, aici am greșit. Eu eram obligat să fac un compromis pe care nu am reușit să-l fac. Nu. Dar ultima etapă, Steaua Timișoara, 2-1. Da. A fost blat? Ce simțiți dumneavoastră la atâția ani distanță? 1-0 Timișoara la pauză, după care, după pauză, se dă universul violet peste cap? Nu cred că a fost blat. Cred că au fost prietenii. Blat înseamnă o înțelegere prealabilă, pe bani, fără bani, pe interese, pe astea. Eu cred că acolo pot să le spun prietenii, care eu nu le-am lăsat nesancționate ulterior. Nu vreau să dezvolt lucrul ăsta. De prietenii, luați-le așa... Între jucători? Și nu neapărat, în general, pentru că era moldovan acolo, era contra acolo. Deci, erau Olăroiu antrenori, erau jucători, nu? Adică, de-aia spun. Cred că prietenii, noi nu aveam nimic de câștigat, nimic de pierdut și cred eu că s-a jucat pe prietenie mai mult, pe angajament. Dar... Dinamo juca la Argeș, din câte țin eu minte, și victoria era clară pentru ei. Dacă scoteam noi egal sau băteam, în Ghenci a câștigat Dinamo campionatul. Pentru mine conta Rapid, Timișoara și Pomă Rapid. Nu mă interesa pe mine Steaua sau Dinamo. Eu nu eram... Dar erați proaspăt în fotbal, nu? Atunci intrasem în retorul. Asta spun. Și vedeți meciul ăla. Da. Și meciul ăla e... În general se spune așa, dom'le, în ultima etapă trebuie să-ți câștigi meciul. Faci orice, cam asta era practica în fotbal românesc. Da? Ce pot să vă spun eu? Nu a fost o înțelegere prealabilă. Asta este clar. Bun. N-a existat o înțelegere la nivel de cluburi. Nu, dar a funcționat o... Bănuiesc că ați aflat că nouă ni s-a zis atunci că a fost jucători între ei, s-ar fi întovărit, erau prieteni, se știau unii de la Națională, de la etc. și că au zis, băi, hai să nu eu apucăm. Nu e, eu, dacă am o convingere, în obiectul meu, în ceea ce fac eu, dacă am eu o convingere argumentată în felul și îmi recunosc argumentația eu pe a mea, încerc să fiu obiectiv, nu subiectiv, că nu aveam de ce să fiu subiectiv. Deci dacă am avut o convingere că ceva n-a fost drept acolo în sensul sportiv al rezultatului, am luat niște hotărâri pe care le-am urmat și am rezolvat problema. N-am stat să fac, n-avea rost să fac poliția meciului respectiv. Nu, n-avea rost. Uh-huh. Pentru că ajungeam la lucruri care se complicau. Uh-huh. Am luat o hotărâre, am făcut-o în timp, am așezat-o și am rezolvat problema. Plecarea lui Olăroiu a avut legătură cu meciul ăla?
Am mai povestit lucrurile astea. Multe lucruri în perioada imediat următoare au avut legătură și cu meciul ăla, dar a fost numai la nivel de strategie de dezvoltare a clubului. În niciun caz ceva personal. Aia. Olerui, un antrenor fantastic. Un antrenor pe care și l-a dorit de atunci, îl dorea oricine. Și mi-a făcut 33 de puncte în retur. Am terminat pe locul 6, parcă am impresia, din ultima, din retrogradare. Tocmai ce luasem în tur, luase bătaie la Timișoara cu 8-1 de la Steaua și noi în retur puneam problema Stelei să pierdă campionatul la ei în Ghencea. Deci vă dați seama ce diferență de la 8-1 la Timișoara în tur la meciul din, în care la pauză am condus cu gol Mansur, din câte țin minte. Aia. Deci nu se pune, repet, nu... Am așezat lucrurile ulterior. Ați așezat? Nu am făcut o anchetă și de-aia nu vreau să dezvolt treaba asta. Dar ulterior am izolat complet. Asta voiam să vă întreb. Am izolat complet. Ați izolat clubul? Absolut. Adică ați preluat clubul, ați simțit la meciul ăla că e vulnerabil? Absolut. Și simțind că e vulnerabil clubul la meciul respectiv, l-am izolat ulterior. A zis ok, gata. Trebuie să am făcut ce trebuia în liniște. Chirurgical, aia și eu trebuie... În liniște am făcut tot ceea ce trebuia. Dar totuși, ați mai avut suspiciuni în timp că vi s-au umblat la jucători? Mi-am aminte, de exemplu, un meci cu Dinamo, în care tot așa ați rămas, ați avut... Adică, în timp, nu ați reușit să izolați de tot clubul. Nu există meci, atunci nu exista meci important, la care să nu fi bombardat informațional de tot felul de avioane și bărcuțe. Nu toate. Ai capeți la un moment dat atâta experiență că simți unde te împinge la rele, unde sunt interese să rupă echilibrul chiar și emoțional al echipei și atunci nu cuplam la lucrurile astea. S-au mai fi întâmplat. Dar știți sigur că s-a mai întâmplat? Că la un moment dat ați și renunțat la jucători, dacă țin eu bine minte. Deci fiți sigur că am luat măsuri fără să fac scandal, fără să fac pe polițistul, fără să... Unde am avut, din punctul meu de vedere, o suspiciune cu anumite argumente în spate, am pus capăt ușor, liniștit. Nu avea rost să fac valul. Nu era în interesul echipei să fac valul, al clubului. Eu eram Auslander acolo, eram la Timișoara, eram un răgățean în Banat. Eu n-am avut o relație pe mine, nu m-au iubit suporterii. M-au respectat foarte multă lume, eram foarte respectat. Cred că în continuare sunt respectat la Timișoara, nu iubit, pentru că ei au o altă mentalitate. Ce caută răgățeanul ăsta aici? Aici e țara noastră, aici e capitala noastră, Banatul e fruntea. Adică au altă mentalitate. Și eu n-am vrut să deranjez, eu n-am mers acolo. În Banat este o iubire pentru Politehnica Timișoara la nivelul Rapidului, la nivelul Dinamo. Și știu cum comentam acolo. Că nu sunt puțin să ai media de 18.000 pe meci. Cât am stat eu la Timișoara, am avut o medie de 18.500 de spectatori pe vechiul Dan Păltinișanu. Am muncit mult la Dan Păltinișanu să-l aduc la standardele europene, cât puteam să le îndeplinesc. Făcut baza, cealaltă baza pentru copii și juniori, cu 4 terenuri, chiar lângă vestiarele, sălile de sport. Tot am muncit mult la Timișoara. De-aia zic, nu-mi permiteam să rup echipa, să fac... Când simțeam eu ceva, ușor izolant. Dar de obicei, în afară de primii un an, doi, n-am mai avut probleme de genul ăsta. Chiar n-am mai avut probleme. Chivorchean, o mână foarte. Chivorchean, un om, numai înaintea lui Chivorchean, a fost Crăciunescu, la fel. Adică, vorbesc de președinți. Adică nu sunt oameni ușor de lucrat cu ei. Oameni cu personalitate, cu argument, simt fotbalul, știu, la nivel de regulamente, la nivel de fotbal intrinsec. Da, să zic, dar Chivorchean în ultimii ani, ca să vorbim așa, o mână foarte dură, foarte dură. Dar pe Crăciunescu, de ce l-ați adus? Vă întreb asta pentru că a circulat ani de zile o modă a aducerii, și în continuare există mulți arbitri în conducerile cluburilor, în ideea în care ori te protejai, ori să te ajute să ajungi la arbitri. Erau cele două variante. Da, vă spun, eu, erau alegerile, cred. Chiar în anul în care am intrat eu în fotbal au fost alegeri și noi am mers spre zona lui Gică Popescu. Da. Din stafful lui Gică Popescu era și Crăciunescu. Era apropiat și era chiar în zona
și de acolo. Pentru că noi am ales să fim alături, să mergem. S-a întâmplat să se întoarcă, că nu mai vrea să candideze Mircea Sandu, s-a întors, a câștigat alegerile, în fine. Condescu a trădat? Da, nebunie. Aia a fost Condescu peste noapte. Înțeleg că noaptea sau în seara era Popescu câștigător și a doua zi n-a mai fost Popescu câștigător, că Condescu și minerii au întors armele. De acolo a venit problema cu Mircea Sandu? De acolo a început. Da, deci noi din momentul în care l-ați sprijinit pe... Dumneavoastră l-ați sprijinit și cu bani pe Gică Popescu? Nu, dar el și-a pornit campania de la noi, de la Timișoara. Acolo a început, noi l-am susținut cel mai bine. Nu a fost nevoie de... Nu știu. Nu, vă spuneam, dacă era, că nu. Dar nu a existat așa ceva, n-a fost nevoie. Era un alt tip de... Nu știu dacă el a cheltuit bani sau aia, nu știu campania lui. Atât că noi am rămas fideli și în momentul când s-a întors Mircea Sandu și a candidat, noi nu ne-am schimbat poziția, am mers pe Gică Popescu. Dar a venit acolo... la dumneavoastră Mircea Sandu să vă convingă să vă schimbați poziția? Nu. Nu, eram new entry în fotbal, nu mai țin minte dacă am avut o discuție cu cineva din stafful lui Mircea Sandu, nu, din câte țin eu minte, nu. Am bătut palma cu Gică Popescu, am rămas cu el. De-aia ulterior, când Gică Popescu s-a aliat cu Mircea Sandu, când trebuia să iasă înainte să pățească în 2014. Ceea ce a pățit în 2014, eu am fost foarte supărat pe Gică Popescu că și el căuta să-mi explice că trebuia să facă înțelegerea cu Mircea Sandu ca să poată să ajungă președinte, că altfel nu reușea și trebuia... Zic, băi, nu se poate așa ceva. Dar vreau să vă întreb, domnule Iancu, dincolo de supărările, cum să spun, fotbalistice, deci, au existat... Dacă e să-mi reproșez ceva, îmi reproșez rigiditatea cu care am tratat foarte multe lucruri. Bun, am rămas curat și nu mă poate arăta nimeni și în cazul meu cu ceea ce am pățit cu condamnarea. N-are legătură cu fotbalul, n-are legătură cu nimic. Am fost verificat 9 ani de zile cu fiecare ban care l-am băgat în fotbal. N-am avut nicio problemă de genul ăsta. Deci legat de fotbal, au fost alte probleme dinainte, din 2000, 5 ani înainte să intru în fotbal. Deci rigiditatea asta a mea, faptul că n-am făcut niciun compromis, faptul că n-am încercat să fiu mai maleabil, mai înțelegător, nu neapărat să dau bani, să găsesc niște soluții, să intru un pic în spatele cortinei, acolo unde opera Mircea Sandu și toată gașca lui. Și vă pare rău că nu ați făcut compromisurile astea? Nu-mi pare rău, dar dacă stau și mă gândesc că aș fi avut Cupa României, aș fi avut campionatul, l-am avut în palme, mi l-au luat așa, mi l-au luat pe față. Da. Aia, parcă câteodată mă gândesc că ar fi trebuit să găsesc niște soluții. Da, deci cum își bagă necuratul coarnele acolo. Da, mă gândesc că ar fi trebuit. Măcar pentru Timișoara, pentru Banat, ar fi trebuit să-i bucur cu măcar unul, două, un campionat și o cupă din cele 22. Dar față-față cu Mircea Sandu ați fost? De multe ori. De multe ori. Da, ați fost la fel de contondent când erați față-față cu el? Din nefericire, da. Adică l-ați înfruntat vreodată de față cu, nu știu, angajați de federație, cu oameni care... Și public. Ok, public e una. Știți cum e la televizor? E una. Știu oameni, de exemplu, care n-au o problemă. Critică-mă cât vrei la televizor. Dar dacă tu faci chestia asta într-un tet-a-tet și în spatele meu mai sunt vreo 4-5 oameni care mă consideră Dumnezeu, un caș ai, un ăla, atunci deja devin mult mai aricit. Da, mă cunoașteți, pentru că m-ați avut invitat și am avut și derapaje în emisiunea dumneavoastră, vestite, care au rămas vestite în cursul anilor. Deci ăsta eram. Dacă aș fi acum, poate ritmul meu biologic s-a schimbat un pic, să eu mai așezat, mai aia, dar atunci nu țineam cont. Atunci aveam o țintă prestabilită și mergeam pe ea, nu plecam. Nu găseam momente de repaus. Aia, dacă aveam o țintă pe Mircea Sandu, mergeam mai departe pe ea, pentru că nu-l consideram că era tipul de om și este tipul de om, să este încă alături de noi, adică încă în viață. Este un tip alunecos. Este un tip vedeți că nici pe nu l-au prins cu nimic. Mie-mi plac foarte bine. Adică nici Mircea Sandu, că dumneavoastră mereu l-ați acuzat de diverse. Dumneavoastră ziceți, dom'le, pe mine nu m-au prins cu nimic niciodată. Da? Și în fotbal vorbind, da? Și nici pe Mircea Sandu nu l-a prins nimeni niciodată cu nimic. A fost băiat deștept.
A fost băiat deștept sau a fost băiat curat? Eu zic deștept. Nu știu cât de curat, pot să bănui și am părerile mele bine argumentate, dar care nu. Repet, eu îmi fac o părere, dacă am argumente, mi-ajung, nu stau să fac poliție. A fost băiat deștept. Ok. Și... vreodată v-a sugerat sau cineva din anturaj, hai să... Bineînțeles. Ne întâlnim, da, să găsim, da, un punct comun. Da, bineînțeles. Am spus-o de multe ori. Da, la ce mod v-a fost sugerat? V-a sugerat cineva o sumă? V-a sugerat cineva, dom'le, dacă faci chestia asta, vei avea chestia asta, beneficiul ăsta? Lumea mă cunoaște. Știe cât sunt de rapace și de închistat în ideile mele. Nu putea să-mi vină să-mi spună dai atât și... Nu avea cum, pentru că îl înjuram, îl luam. Nu exista treaba asta. Dar ca și strategie, ca și povață, prieteni care își permiteau, mi-au spus, băi, dă-mă la pace cu omul. Du-te, e păcat, ți-ai construit echipă, joacă frumos, golgheter, ieși în Europa, nu ne faci de râs, faci, deci hai să spași și gheața asta de aici. Nu, care își permiteau ca povață. Nu, domne, dă-i atât, fă atât. Aia. Mă gândeam că s-a ajuns inclusiv la sume. Nu, la... Au existat prieteni. Sau meciuri. Comuni. Domne, vrei să câștigi meciul ăsta? Uite. Deci au existat prieteni comuni, ca să-ți răspund clar, care eu îl respectam foarte tare și el era prieten gros, care a încercat să pună apă pe focul ăsta. Nu s-a putut din cauza mea. Am înțeles. Da, de ale vremii. Ok, da. Înainte de a continua povestea, vreau să avem o rubrică, o rubrică alegeri. Vreau să alegeți și lucruri mai simpatice, așa, dar și sunt convins din personaje care nu vă vor face neapărat plăcere, istoric vorbind. Alegeri! Bun, haideți să începem cu ceva simpatic. Sunteți consumator de alcool? Bere, vin, tărie? Nu, am o glicemie sus, tărie. Tărie? Tărie, da. Dar întotdeauna tărie, a fost tăria? În tinerețe am băut de toate. Asta, nu sunt alcoolic. Vorbesc că am încercat ca tânăr la petrecerile alea, am băut și bere, după aia am băut și vin. Dar în ultimii 20-25 de ani, de când glicemia mea e un pic sărită, un pic mai mult și... diabet tip 2, mai ales cât am fost gras, cum am slăbit, am reglat aia, tăria. La meciuri beați vreodată? Nu, niciodată. Absolut, nu. niciodată. Da, cum la servicii, la meci, la aia, nu. Dacă era de băut, era la restaurant sau la o petrecere sau... Nu există așa ceva. Cum vă țineați nervii în frâu în timpul meciului? Că sunt oameni... Foarte greu. Foarte greu. Mă știți de atâția ani. Nu. Știu că vă vedea lumea pe acolo pe la oficială. Foarte greu. Păi, am avut și o declarație, șoc. Nu țineți minte când am pierdut acasă cu Rapidul. Am pierdut Cupa României. Am jucat finala chiar la Timișoara. Cu Zicu. Cu Zicu. Era la Rapid. Era Rapid. A dat... Aia. Și eu știam de unde mi-a venit toată aia. Știam că nu a fost rândul meu și că n-aveam cum să... Aia, în fine, am încercat, nu mai zice, și am avut o declarație la cald atunci, care iarăși o regret. Am avut mai multe declarații care le-am regretat ulterior, dar am spus că suntem la început de drum și suntem dealul Golgotei și când o să ajungem sus acolo, o să facem pipi pe ei, dar direct. După meciul ăla deci, cu țintă la conducere. Vă dați seama cum să mai fii prieten când eu zic că acolo sus, când o să ajung să fac pipi de sus. E, da, dar să-mi vedeți. Scuzați, am spus exact ce am declarat atunci la cald. Da, vedeți că mai erau și alții care la un moment dat făceau chestia asta, după care deveneau, adică nu era o treabă dacă spui o dată ceva și dacă, chiar public, nu înseamnă neapărat că după aia toată viața rămâi dușman. Unii făceau pipi, cum spuneți maestră, așa, ajungeau la Golgota, după care coborâșul era mai lin. Ei, bravo lor. Eu n-am făcut asta. Dacă stau și îmi fac o analiză, nu știu dacă am făcut bine sau rău, câteodată zic că am făcut bine, câteodată zic aia, dar mai bine nu mai gândesc. Aveați superstiții? Am, dar nu așa. Nu, dar la meciuri aveați? Sau eu credeați în chestii de-astea cum... Că știu tot felul de... Nu neapărat. Nu eram dominat. Sunt un tip pragmatic. Nu sunt dominat de asta. Mi-arângeam echipa. Știam ce valoare am în echipă. Și de-aia... Nu. Nu. Ok. Nu. Echipa trebuie să câștige. La mine asta era comandamentul gol.
dăm gol, pur și simplu dă gol. Știți că m-a cucerit pe mine Sabou? Și l-am luat imediat ulterior și am un tip extraordinar, de o rigoare extraordinară. Și o răbdare și o rigoare. Și... am jucat cu... era la Bistrița. Cu Pădureanu. Am jucat la Timișoara. Și cred că era minutul 70, 70 ceva. Eu eram nebunit după puncte. Cred că Dușa Nuin era antrenor. Și... jucam 4-2, mi se pare. Și a scos un mijlocaș și a mai băgat un atacant. Iar n-am dat gol vreo 5-7 minute, s-a apropiat minutul 90. Aia a mai scos un mijlocaș, a mai băgat un atacant. A mai scos un mijlocaș, a mai băgat un atacant. Și am dat gol pe final și am bătut. Și declarația a zis, bă, a fost, păi oameni buni, vedeți ce bancă de rezervă, mai inundat cu atacanți, cât să rezist. Cam asta a fost ideea. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Mi-a plăcut că m-a citit. Da. Că mi-a citit clubul, că mi-a citit exact filozofia. Dom'le, bagă, dă-n gol, bagă în poartă acolo, du-i cu totul, împinge acolo. Și, și așa am reușit să fac diferența. Cred că i-am bătut chiar cu 2-0, am dat în ultimele minute două goluri. Și asta a fost declarația lui Sabo. Am ținut minte și când am putut l-am adus. L-ați adus. Dar după finala cupei l-ați vrut pe Răzvan Lucescu? Da, am fost... Păi știu, cu flori. Însemnat, ați trimis flori, ați semnat, a fost un buchet de flori, nu? Minte, da, ce, i-ați trimis de... Cred că, soției, sau... cred că acasă i-am trimis soției. I-am trimis acasă, nu mai țin minte, sărbătoreau ei ceva, o ziua Doamnei, ori asta am aflat colateral și am trimis acasă și el este un tip foarte sentimental, da, cu bun simț, cu respect, o familie extraordinară. Și discutasem cu el, era așa, cred că am și semnat contract cu el ulterior. După aia a venit echipa națională, oferta de echipa națională și nu puteam să... am rupt contractul și am mers la echipa națională. Da. Următoare, hai să vedem ce alegeri sunt. Diverse tipuri de mâncare. Mă gândesc că dacă ați, la un moment dat ați fost, ați ajuns la un anumit număr de kilograme, vă place. Și avem așa, mâncare Italia, Franța, asiatic, libanez. Nu, Franța, minimalist, îmi place. Și italiană, dar prima franțuzească. Cuisine. Da, da, minimalistă, dar cu gust concentrat. Dar mâncați mult înainte? Sau la ore a fost o declarație a lui Balaș când eram eu închis, nefericită din punct, cu nu știu câte tăvi de șnițele și câte... De obicei, când eram într-o deplasare, nu eram în București la birou, era întreg, erau șoferi, bodyguards, conducătorii locali, vorbesc de Timișoara sau unde eram. Eram întreagă la masă, nu eram singur, eram 7-8-10 persoane întotdeauna și normal că eu plăteam, eu comandam, că erau invitații mei, de obicei veneam așa de târziu la joc sau veneam așa încât mâncam, de acolo mă odihneam și plecam la stadion, a doua zi plecam, n-avem timp să ne vedem la birou, la sediu clubului ca să discutăm problemele de club, de administrație, probleme de echipă, de joc, de scor, de ce era. E o întreagă analiză a unui joc. Nu degeaba spunem că s-a terminat jocul ăsta, începe pregătirea jocului viitor. De la gazon, cât de înalt, cât de mic, ce probleme ai, pui apă, nu-i apă, e secetă, e aia. Sunt multe, mai ales ca și organizare. Noi nu aveam un club fără suport, trebuia să te organizezi, poliție, tot, în fine. Și primeam rapoartele astea din partea lui Chivorchean și le discutam unde erau probleme, ce trebuia să facem, cheltuieli, bani, în fine. Și erau, spuneam, bă, hai să vorbim la masă, că am venit de pe drum, vin de la birou, de la birou mergeam direct la avion, avionul mă ducea la Timișoara, coboram, mă duceam la hotel, eram o foame de mor. Și problemele le discutam la masă, dar erau mulți, eram 7-8-10 persoane la masă. Normal comandam, dacă eu vreau să mănânc șniță, comandam pentru toată lumea, da? Bala și într-un moment de supărare, l-am supărat și pe el de multe ori cu declarațiile mele, a căsit el de a... că e bine să spună, domne, mâncam mult, ce contează că mâncam mult? Nu mâncam mult. Mâncam la ore nepotrivite, asta e... care era o nebunie. Că dacă spuneți nu beați, aveam, nu spuneți că nu mâncați mult. Dacă era petrecere, beam. Ok, dar nu beați, cum să spun? Pentru că te îngrași, Nu beam, cad jos. Beam, mă îmbătam, mă duceam și mă culcam. Sau terminam seara cum trebuia să termin. Dar omul se îngrașe când mănâncă la ore nepotrivite, că ori mănâncă mult, ori bea cola, bea tot felul de... Cum în ultimul timp, pentru că ultimii ani am fost obligat la un alt tip de regim de viață, mult mai așezat, pe program prestabilit, liniștit, am slăbit și
continui să slăbim. Mi-am schimbat complet metabolismul. Dar atunci era un stresul, nebunia, munceam și la birou, aveam și echipa, fotbalul, în fotbal devii captiv, fotbalul te toacă, te macină, te rade pe interior. Da, să stau și mă gândesc bine la ce nivel s-ar putea să intru înapoi în fotbal. Nu știu la ce nivel, oricum nu o să mai fiu la nivel de owner, de dispoziție generală. Poate să fiu un acționar pe aici, aștept Timișoara, investițiile de la Timișoara, dacă într-adevăr clubul ăla din loc, s-ar putea să merg să-i ajut și eu cu experiența mea, cu bani, dar niciun caz la nivel de decizie și aia, pentru că nu mai am nici vârsta și nu vreau să mă expun la fel emoțional cum am fost expus. Vedem ce mai avem. Romi Capuceanu, Gabi Luncă. Gabi Luncă. Da. E un gen de muzică pe care l-ascultați? E mai dulce. Romica, ce am, mai old style. Așa mai pe vechi. Mai old, mai pe vechi. Bun! Mai pe vioară, așa. Următorii. Îmi plac și manelele, îmi plac. Vă plac? Da, la anumite momente ascult și manele. Dar care e genul muzical ascult preferat? Și... Nu. Dacă ar fi, ce ascultați cel mai mult? Rock. Rammstein. Rammstein? Da. Ok. Nemți, frumos, solizi, ca lumea. Da, când am nevoie de să intru în ture, Duhas mici. Da. O nebunie, da. Și am niște exact. Da. Ok. Nu știu germană, dar îmi place cum sună. Pe muzică rock îmi place. Sună bine. Trei corifei ai teatrului. Dinică. Nu Iordache, nu Beligan. Beligan nu. Dinică. Dinică. Da. Mergeați la teatru? Foarte puțin, da. Da, familia, știu că sunteți dintr-o familie, tatăl diplomat? Da. Lucra în diplomație? Da, să zicem așa. Am înțeles. Vă plimbați pe... Peste tot, unde trimitea statul, se ducea tata și lua și familia cu... Am înțeles. El. Deci Dinică rămâne numărul 1. Da. Următorul. Erau dive acum... Da, nu. Nu vă plăcea? Niciuna? Nu. Nu au fost pe... Nu. Oameni de TV, vă urmăreați? Adică urmăresc tot. Când am timp, mă uit. Și îmi place să fiu informat, să fiu la curent cu tot ce înseamnă. Dar nu era genul noastră de program? Nu. Nu vreau să spun comercial. Superficial, vi se părea? Nu superficial, mult prea patetic. Nu sunt tipul ăla, sunt mai rece, mai pe zi, așa, mai pragmatic, mai la zi, cu bune, cu rele, dar adică trebuie să vedem analiști politici. Le accept și mă uit, îmi place să fiu la curent cu viața socială, politică. Intrăm acum în oamenii de fotbal, să vedeți ce vă oferim aici. Atacanții. Pe toți. N-am cum să fac diferențe, erau complet diferiți. Am muncit col la cot cu ei. Nu, l-am crescut. Maghera, tip de jucător fantastic, ceh. Goga, l-am luat cel mai bun jucător. Întotdeauna. Cluj, da. Deci am jucat, n-am cum. Îi iubesc pe toți. Nu era unul care să vă meargă la inimă? Nu. Uite, ăștia sunt atacanți. Uite. Winston Parks lipsește. Da. Nu credeam că aveți unul așa, dumneavoastră, toți anii ăștia erau unul, că de obicei există o sensibilitate. Gigel era, avea o tipologie aparte, moldovan, experiență extraordinară, Gigel un speculant, dar nebunie. Pe Zicul căuta mingea, unde era Zicul, venea și mingea, moldovan muncea, așeza echipa, Goga venea din spate de departe și putea să acopere... Fantastic, Maghera, jocul de cap și în apărare și aia îmi plăcea să am media de înălțime sus. Când intrau în teren ai mei, zice că e echipa de basket, zice că e Harlem, animale. Da. Păi el l-am crescut de mic și multe satisfacții. El dă gol el cu Dinamo? Fafecă, cu Steaua, nu, și cu Dinamo în meciul ăla când de care băgat ați băgat echipa a doua, numai puștii. A fost o poveste întreagă acolo, că m-au deranjat apropo de reacție. Arbitrajul cu etapă înainte la Craiova. Cine v-a jucat? Colțescu și prietenul Dinamo. De atunci, nu știu ce, nu vorbesc de Colțescu de acum. Și mi-a dat galbene și mi-a scos pe cei mai buni.
Și atunci a zis... Și am zis, păi de ce nu ne-ai spus? Că intram eu cu echipa a doua, dacă vreți să-i faceți campion pe Dinamo. Și am luat echipa care juca în Liga a doua, dar bine, atunci cine era acolo? Luchin, Scutaru, Pantelimon, Latovlevici, tot el, mulți. Cred că a jucat, ca să-i adune, să-i țină, Alexa, cred că a jucat atunci. Și el i-a așezat și am făcut 1-1. Da, a dat Mansur gol. Următorul set, antrenorii. Bun. Care a fost? Bun. Cu care v-ați înțeles cel mai bine? Poate e altul. Noi am pus pe câțiva. Nu. N-am legat prietenii cu ei, nu. Am fost destul de distant. Care a fost cel mai apropiat de filozofia noastră? Nu, toți, pentru că da, nu-i aduceam. Dacă nu îi simțeam că... Pot să spun așa, l-am avut puțin antrenor, da. O perioadă mică pentru că... Dar nu cred că a pierdut, nu, cu noastră atunci, parcă... Nu, ne-am certat și am luat hotărârea să ne despărțim după un 3-3 la Bistrița. Am condus cu 3-1 și a început o ploaie torențială afară, el a retras echipa și ne-au egalat aia 3-3. Eu eram în plin dorință de a câștiga campionatul, fiecare punct aia și ne-am luat de la ceva, ne-am certat atunci. Era coleric el? Eram și eu și el. A, nu, deci a fost parte în parte. Dar nu, vă gândiți că nu ne-am jignit sau nu există așa ceva, nu. Ne-am despărțit, punct. Asta era în fișa postului meu. Aha. Și atunci am zis, nu, ne despărțim, dar se pare că ușor, ușor intră într-o competiție acerbă pentru a deveni un antrenor cu ștate importante. Da. Joc, da. Nu știu, cred că s-a mai schimbat, n-am mai vorbit cu el de mult timp, cred că s-a schimbat, odată cu vârsta, te așezi, altfel pentru că era un tip și el trăia intens. Sabo, n-am cum să vorbesc eu de Sabo. Sabo, un tip matematic, cu rigla, n-ai cum, știe exact, fiecare știe ce are de făcut, trebuie să facă ad litera în ce spune el, asta pregătește, nu iese nimeni din... Deci un tip aritmetic, ca să știi, previzibil, nu în sensul adversarului, ci previzibil, tu știi exact că dacă l-ai la echipă, totul este ceas. Uh-huh. Absolut ceas. Nu e expansiv. Adică nu este... El nu încarcă, nu e tipul de antrenor cum e Contra, ca să încarce cu energia lui să o dea la jucător, să încarce și umudică. Nu e tipul ăla. De, da. E un tip, dar are altă rigurozitate. În primă regulă, în primă aritmetică echipei și respectul de ceea ce pregătesc jocul trebuie să respecte în teren. E un alt tip de... I s-a reproșat că n-a învățat limba română. Cine? Lui Dușan. Nu vorbesc de Dușan, eu vorbesc de Sabău în continuare. N-am ajuns la Dușan. Okay. Dușan, bine, a învățat-o cât trebuia să o învețe, se înțelegea în engleză și aia o vorbea destul de... Dar se înțelegea, n-am avut probleme de comunicare cu echipa. El pregătea echipele, așa cum îmi plăceau mie, atletice. Echipe robuste, puternice, bine pregătite fizic. El domina adversarii prin fizic și mie îmi plăcea lucrul ăsta, fantastic de mult. Și i-am adus jucători, am avut la un moment dat Nibombe, dacă țineți minte, fundaș central de 2-0-2, era mai înalt decât Pantelimon 2-0-2, când sărea la 3 metri jumate cu mâini. Cine mai dădea cu cap? Aveam rezolvat jumătate din meci, fazele fixe, nu dădea nimeni cu capul. Era, în teren era Maghera, era Nibombe, era Pantelimon, nu mai știu cine era, poate, nu era atunci, dar erau animale, deci mari, n-aveai cum să... Asta, deci fizic fantastic pregătat și Sabău, tot la fel, dar cel mai, echipa a arătat cel mai bine fizic cu Dușan. Cu Dușan Urin. Urin avea trasee foarte bine stabilite, nu multe, dar le lucra exact pe gol, ți-am spus, mingea numai în față, nu exista minge înapoi, aia, Olăruiu tehnic, echipe tehnice cu valori, căuta să aibă valori multe și să exploateze valoarea fiecărui jucător, valoarea lui intrinsecă, ca și-o așeza în puzzle-ul echipei, dar era foarte atent la valoarea și îl citea și dădea exact și crea un puzzle prin valoare. Iar în Cică Hagi era domina
cum să spun eu, era la, gândea fotbalul, îl vedea și îl cerea la un alt nivel. Nu aveai cum să aduci, nu aveam nicio posibilitate financiară să-i aduc lui jucători care să, el a trebuit să creeze, să îi ia de jos și să ducă și să creeze ceea ce a făcut la, la Faru. Și tot sunt sigur că el are o rezervă pe care nu poate să o exploateze cu materialul uman care îl are în țară. Următorul set de adversarii conducători, nu patroni. Bun. Că erau, mai erau și alții. Dar da, erau... Și eu ce trebuie, care-i întrebare? Care nu-l supăr? Mi-am aduc aminte de... E o poveste și vreau să o confirm cu dumneavoastră. Deci e o poveste că la un moment dat trebuia să vă întâlniți în trei. Timișoara, Dinamo Rapid, cu Badea dumneavoastră și Dinu Gheorghe. Și că Dinu Gheorghe n-a mai răspuns la telefon, că trebuia să faceți un schimb de jucători, nu știu, un 3, o chestie asta. Și că a stat nu știu câte ore. Și că a stat nu știu câte ore, s-a așteptat să-și deschidă telefonul domnul Dinu Gheorghe. Nu cred. Eu dacă era, vorbeam cu Copos. Nu cred că e altă poveste. Eu discutam cu Copos, cu tot respectul pentru Dinu Gheorghe, eu discutam cu Copos. Care vi se părea cel mai abil? Și trebuie să recunosc că, din punctul meu de vedere, tot ce am vorbit cu Copos, la virgulă s-a întâmplat. Adică am auzit tot felul de vorbe și de discuții, de neseriozitate și nu. Eu am avut multe discuții cu Copos, iar Copos a fost ceas, cu mine cel puțin. Nu, poate că fiind rapidist, dar lui aveam alt feeling, alte sentimente. Care-i întrebarea? Care vi se părea cel mai iscusit dintre ei? Sau de care vă temea cel mai mult? Dintre cei trei? Da. Mihai Stoica. Da? Da, e diferență între mine. Nu discut de CFR. CFR avea altă... Nu el era capul la CFR. Cluj erau relațiile și structura de relații în care se mișca clubul. Și el susținea... Era un bun administrator, dar nimic mai mult. Cunoscător de regulamente și aia, dar nimic mai mult. Între Dinu Gheorghe și Mihai Stoica e o diferență. E o diferență de, din punct de vedere al conceptului de conducător, nu de patron, ci de președinte. Dacă Dinu Gheorghe putea să ascundă ceea ce gândea, Mihai Stoica nu. Mihai Stoica era un om, este un om care îl înțelegi pe deplin, știi la ce te aștepți, știi cât duce, știi exact potențialul lui. Dinu Gheorghe nu. Dinu Gheorghe era greu de citit, greu de deșifrat, întotdeauna aveai surprize cu el și atunci dacă mă întreb, prefer pe Mihai Stoica. Ați încercat vreodată să-l ajungi la Timișoara? Pe Meme? Sau pe Dinu Gheorghe? Nu, Meme nu se poate. Nu, Meme, cum să fie așa ceva? Nu, dar pe Dinu Gheorghe venea împreună, ar fi venit la Timișoara împreună cu Răzvan. Cu Răzvan, bineînțeles. Aha, deci ăsta am avut discuții cu... Ăsta a fost pachetul. Păi, nu mă gândeam că da, poate venea... cât era la Urziceni, l-ați vrut și pe Meme Stoica. Nu. Mihai e devotat locului. Unde e acolo, el nu pleacă decât... Nu. Au fost și momente în care contundente între mine și el, dar una e una, alta e alta. M-ați întrebat din punct de vedere. Apreciez faptul că el este la vedere. El nu este un tip, e un tip asumat care știe exact cu ce se mănâncă fotbalul ăsta și poate să-l provăduiască, poate să discute pe el, pentru că nu are zone unde el e slab pregătit. Dinu Gheorghe, nu. El cumpără, nu vinde. Ok. Bun asta. Ce urmează? Patronii. Da, cu Bucșaru nu am căutat o relație, pentru că nu îmi plăcea... Nu, mi-a plăcut... Anturajul nu vă plăcea? Sau nu, el nu vă plăcea? Nu, sau ce nu m-a atras nimic din ceea ce reprezenta Uziceniu și nimic din ceea ce reprezenta el... Nu-l cunosc, n-am avut niciodată discuții, nu, n-am fost pe aceeași. Pascanii dușmani până la moarte, ca să vorbim. Și dincolo de ea. Da, și dincolo de ea, ca să vorbim ca în tribune. Aia, Porumboiu îl respect ca și profesionist, ne-am luptat mult să câștigăm campionatul. Degeaba. Cu o zi, da, cu o seară înainte mă sună, jucam la Vaslui. Chiar în anul în care ne-a luat Galațiu și mie și lui campionatul. Eu eram înaintea lui. Da. Aveam un punct, mi se pare, în fața lui. Și mă sună
jucam, eu nu m-am făcut de plat, nu am mers cu echipa la Vaslui, mă sună în seara, cu o seară înainte de joc. Ce facem? Zic, păi tu nu știi ce facem, egal. La ce ne duce jocul? Tu ce crezi? Mai trimite cine ne-a arbitrat. Cred că Balaș sau... Nu mai știu, oricum, zic, face egal ca să ne scoată pe amândoi din ăla. Și așa a fost. S-a terminat 1-1 și a avut și penalti care nu i l-a dat. El a avut penalti, Vasluiu. Și nu i l-a dat. Și a spus, păi, nu ți-am zis aia. Și pierdem amândoi campionatul. Eu mai aveam o șansă că am jucat la Galați. La Galați. Și am pierdut acolo. Acolo a greșit Dușan. Un pic, dar ăsta e fotbalul. Ok. Gigi Becali, o să respect toată viața pentru modul cum... cum s-a angajat social vis-a-vis de traiul în penitenciar și prin raportat la legea de funcționare, adică, a sistemului. El nu a cedat și a luptat mult și au avut mult. Eu nu, pentru că n-am venit deloc. De exemplu, n-am venit deloc acasă în cei 8 ani și ceva cât am stat. N-ați venit niciodată? Mulți, nu. Dar sunt, nu, pentru că n-am vrut să schimb regimul, eu n-am ieșit la muncă, am refuzat să ies complet la muncă, mi-am făcut treburile mele, lucram cu birou, prin telefon, am stat altfel ancorat în viața socială cât am putut, prin telefon, prin televizor. Adică ați refuzat să scrieți cărți, ați refuzat tâmplărie, ați refuzat... N-am câștigat niciun, am ieșit când trebuia, la secundă, fără niciun câștig de altfel, pe care fiecare din ei și l-au făcut cum a vrut. Dar el a reușit să impună respectul față de legea de funcționare și s-a bătut mult pentru asta și a făcut mult bine pentru cei încarcerați, că nu, la pușcărie nu sunt numai cei cu fapte grele, care sunt abominabile, crime, violuri, trafic de persoane, de carne vie, de minori și tot felul de aia. Sunt și cei care au fapte de condus fără permis, evaziuni fiscale și alte trucuri. În Germania, din ce știu, au închisori separate. Da. Cei pentru infracțiuni economice, cum a fost Hoeneß, de exemplu, da, bagă separat, într-o închisoare pentru... În Europa nu se face pușcării pentru așa ceva, se face termen scurt, ieși și îți plătești obligațiile care ți le-a stabilit statul. Aia, nu poți să-l ții. De ce îl ții acolo? Iei banii sau pune-l să muncească să-ți dea bani. Nu intrăm, că e o emisiune sportivă. Deci îl respect și o să-l respect în permanență. A reprezentat pentru mine un concurent cât a fost în fotbal și am mai spus cu toate echipele mari, cu Rapid și cu Steaua și cu Dinamo și chiar și cu CFR-ul, eu am, cât am stat în fotbal cei 7 ani de vârf, aproape 8, am palmares pozitiv cu toate. În competiție, puteți să verificați, am palmares pozitiv. Copos, v-am spus, m-am înțeles cu el întotdeauna corect, cu la Copos rigoare. Copos a fost în penitenciar, nu, da, împreună? Da, chiar lângă mine, camere unul lângă altul. A, deja a stat și cu Meme, cu Gică Popescu? Toți, cu... a fost toți. Eram în același loc, în aceeași perioadă, în același loc. După aia ne-am despățit, fiecare schimba regimul, unii s-au dus, fiecare s-a dus. Cât a stat împreună în același... Doi ani, un an și doi ceva. Ani. Mult da, timp. Cam așa, un an și ceva, doi ani. Da, fost... Păi m-am întâlnit cu doi, în afară de Giovanni, care n-a stat în București, ne-am văzut cu toții, ne-am întâlnit cei care au fost condamnați. Da, comentați acolo lucruri care se întâmplaseră în fotbal, cu umor, cu... Adică vi se părea, băi, când... Ții minte când s-a întâmplat aia, așa, aia, așa, aia... Da, se jucau tenis, aia se juca, aveam minge, aia jucau Gică Popescu, Mihai și ceilalți. Știu că erau nervi mari pe la... Aia se juca ping-pong, se discutau, aveam... orele speciale care erau pentru afară, pentru plimbat și fel de unde ne întâlneam. Nici chiar așa, dar da. Aveam și alte priorități, fiind acolo, toți aveam supărările noastre, dar mai trecea timpul și vorbeam. Da, bănuiesc că faptul că erau totuși oameni pe care îi știați, era mai ușor decât să fi fost. Păi nu, că legea și în România desparte. Nu amestecă. Știu, dar zic, erau oameni, că puteați, de exemplu, nu știu, să fiți într-un penitenciar fără oameni pe care să-i știți, chiar dacă aveau o anumită calitate, știați. Ne știam și a trecut altfel timpul. Altfel, cât de plăcut se putea spune că trece timpul fiind în condițiile date. Deci Copos la rigoare, m-am înțeles cu el și nu știu când va mai atinge Rapidul performanțele pe care le-a atins cu Copos, cum le-a atins, treaba lui, dar le-a făcut de două campioni. Da. Cu el, Cupa României și
Iar Borcea, tipul de om care am făcut multe afaceri, care afaceri, durat, în extra... Afaceri, nu, și extra, dar în special vorbesc de cele din fotbal, transferuri. Aia, tipul de om care mă înțelegeam în două minute. Aha. Pentru că știam ce-și dorește, știa ce vreau. De care vă era cel mai frică în umbră, din umbră? Pascani. De Pascani? Pascani și Uziceniu. Cel mai frică din umbră? De... Da. De ce? Da, adică... pentru că operau acolo, erau bine ancorați în aerul la care fia din spatele cortinei. Adică ei aveau relații politice? Nu, repet, tipul meu de gândire este mult mai simplu. Nu stau să mă disip, să încep să-mi creez scenarii politice, nepolitice, bani, șpăgi, împățel. Nu, simplu. E ancorat într-o decizie alta decât cea sportivă. Punct. Și pentru mine asta era eticheta și îmi luam măsuri când mă întâlneam, când jucam cu ei, atât cât puteam să-mi iau eu măsuri. Și alea erau sportive, în special. Ieșeam public, făceam scandal pe arbitraj înainte, făceam tot felul de... Vă pregăteați discursurile? Păi trebuia să le facă. Eu trebuia să pun presiune pe arbitri, presiune pe... să-mi iau opinia publică lângă, trebuia să... Aia, să pot să comentez, să fac și eu ceva atât cât puteam, pentru că eu nu eram ancorat în, să spun așa, în alte surse de energie care să-mi ajute rezultatul, altele decât cele sportive. Când l-ați întrebat pe Pițurcă dacă e homosexual? O, ce rău îmi pare. Acum chiar sunt puține lucruri de care mi-e rușine. Să țineți minte. Puține, a fost o chestie că... premeditată sau a fost spontană? Adică v-ați gândit la ea cu ceva timp înainte să-l întrebați? Nu, a fost spontană. Eram în emisiune chiar la tine, eram pe telefon. M-a deranjat enorm, parcă țin minte că nu-mi lua, lua jucător la echipa națională, nu mai țin minte. Era la Craiova el? Nu mai țin minte care a fost conjunctura, dar atunci atât am adus capul și mi-a cerut scuze, ne-am împăcat, sper să nu există ranchiună, am bătut palma, am cer din nou scuze pe, și față de tine, că erai moderator. V-a cerut și el scuze? Nu, păi el a răspuns, m-a jignit, dar nu el a... Cine a început? Eu a inițiatorul, spuneți. Eu am început, nu el. E, și el după aia a venit... Da, dar nu contează. Mai contează. Contează ce a rămas. Că peste tot unde mă duc, toată lumea îmi spune de acel episod. E uluitor. Deci da, după ani de zile... Da. Calmitatea pe care am spus-o și aia a fost... Și după aia v-a umflat râsul. Da. Din nefericire. Atâta puteam atunci. Ce din nou scuze și hai să uităm episodul. Okay. Da, deci aprecieri față de modul în care s-a mișcat în relația cu mine Borcea. Da. Borcea. Da. Dar dacă e să-l alegeți pe unul, care credeți că a fost cel mai priceput dintre ei? Cel mai bun patron de club? Păi ați spus-o la începutul acestui interviu, Gigi Becali. Că există, că supraviețuiește. E acolo, supraviețuiește. Last man standing. Yes. Ok, bun. Trecem mai departe. Ăștia erau prietenii... I-am luat pe aia din generația aia. Care e întrebare? Care vă enerva cel mai tare? Bun. Sau, haide să vă întreb altfel. Toți erau din sistem? Cine? Deci, mă pui să creez iarăși polemică, iarăși și am evitat, de când am ieșit și aia am evitat polemica cu Balaș, am zis că hai să-l las așa, pentru că și chiar l-am apreciat ca și conducător. Acum ce face la Cluj, mă bucur când pierde pe mâna arbitrilor, să vadă și el cum e. Vă bucură când pierde? Da, când pierde CFR-ul pe mâna arbitrilor, sunt cel mai bucuros. Și se întâmplă asta ca să vadă și el cum e. Să vadă și el cum e să trăiești un asemenea episod. La noi era mai rău. Mai rău pentru că erau lucruri evidente. Lucrurile... Să vadă și el. Dar ca și conducător, ține un echilibru fantastic între club și Varga. Probabil pune umărul și la construcția echipei ca și viziune. Nu cred că e atât de detașat de modul cum se reconstruiește, se rebranduiește din mers clubul ăsta. Deci am lăsat subiectivitatea deoparte și de-aia nu vreau acum să renască o polemică de genul ăsta, pentru că nu mai am nimic de pierdut, nu mai am nimic de câștigat din ea. Evident,
evident că fiecare din ei, la un anumit moment, i-am considerat că n-au fost drepți și corecți cu ceea ce s-a întâmplat pe teren. În unul din meciurile... Poate lumea nu mai știe, da? Balaș, Tudor, Deaconu, da. Augustus Constantin și Serea. Da. Poate mai puțin Augustus, deși îl consideram filo CFR. Cine era? Tudor era filo FCSB? Filo Steaua? Acum... Așa se vorbea, dacă erau unii filo Steaua. Adică și în ziua de asta se vorbește până la urmă, da? De Kovaci, da, că se văd afinitățile ulterioare, pentru că ei sunt ieșiți din arbitraj. Balaș este la CFR, Tudor este lângă domnul Becali, chiar dacă mai mult pe latura spirituală, dar e acolo. Asta, ceilalți nu știu pe unde mai sunt. Păi Deaconu și Augustu sunt la CCA. Sunt la CCA, deci continuă munca. Dar, vă repet, Augustus destul de ponderat în ceea ce privește... Păi am pierdut o cupa României pe mâna lui și am pierdut-o pentru Rapid, atunci cu declarația care m-am spus-o. Deci, nu, vreau să evit să dezvolt mai mult, pentru că nu... Lucrurile erau știute, exista un centru de comandă mai presus decât CCA, mai presus decât cine conducea CCA-ul. Era un centru de comandă care avea un locotenent care conducea un grup de arbitri de elită care făceau regula. Cine era locotenentul? În final. E printre cei de aici, dar vă rog eu, nu, refuz la treaba asta, îmi cer scuze, dar nu vreau să dezvolt mai mult de atât. Chiar nu vreau să mai creez o polemică. Astăzi e deja depășită toată treaba. Da, e importantă, cred că... Domnule Iancu, vedeți, noi în presă, de-a lungul timpului, am vorbit, da. Dar de regulă, când ajungi oamenii de fotbal, dacă e să închidem acum camerele, îți spun ceea ce se întâmplă, dar când e să reaprindem camerele, lumea evită. O să vă răspund indirect. O să vă spun că dacă aveam norocul ca și pe timpul meu să existe VAR-ul, eram cel puțin o dată campion și aveam cel puțin o cupa României. Da, interesant. Dilua cu mult implicarea și posibilitatea de a retușa un rezultat din partea arbitrilor. Am înțeles. Ok. Și toți cei de aici, toți la un moment dat, aia ar fi fost cenzurați de VAR. Când mie mi-a fi profitat lucrul, mie Politehnica Timișoara. Da, mă uit la ce este în ziua de mi-a astăzi fi profitat și... în sensul adevărului. Da, nu, mă uit la ce e în ziua de... E adevărat, sunt lucruri evidente pe care nu ar putea... Adică cu VAR ar trebui într-un fel judecate. Prea puține. Sunt niște fericiți, niște oameni care trebuie să considere fericiți astăzi conducătorii și investitorii în fotbalul românesc. Ei nu poate să-și închipuie ce pățeam noi în acele timpuri. Am înțeles. Noi care eram în afara sistemului. Vreau să vă întreb în final câteva lucruri. Unul la mână, care era cel mai dificil jucător la negocieri? Că bănuiesc că ați negocia cu jucători contracte, era vreunul Chițibușar? Era unul nu care... vorba de Chițibușar, cei vestici. Vestici, cehii, slovenii, cei din zona aia, austriecii, pe care i-am avut din zona aia, mult, australieni, am avut și da. Ei erau, veneau cu avocați specializați care îi reprezentau și în stilul pur românesc al nostru, băi, m-am bătut palma, hai să... No. Fiecare... Nu că era rău, dar Chițibușar, exact cum le-a spus. Deci se părea prea... Era... Da, fugeam, îi lăsam pe mâna lui Chivorchean, că îi lua la înjurături, îi rezolva mai repede ca mine. N-aveam răbdarea eu necesară, Chivorchean știa, era un conducător fantastic. Un conducător de mare calibru, greu de lucrat cu dânsul, pentru că e un tip coleric, e un tip angajat 100% în ceea ce face. Chiar s-a bătut cu Stanciu, nu? La un moment dat. Nu, au existat polemici, dar nu. Cum de bătut s-au bătut? E,
Nu spuneți că e tunel la Ștefan cel Mare. Avem alt tip, calibrăm altfel bătaia. Bătaia e bătaie. Nu, nu a existat. Împingere sau hai bă, lasă-mă în pace, asta e altceva. Sau un jurături, da. Dar nu în sensul bătăi, hai să fim serioși. Nu s-au bătut, nu s-au pleznit. Nu, oamenii s-au... care au fost acolo, mie mi-au zis că cineva a ieșit mai șifonat din toată povestea. Cocoșei așa amândoi erau, dar nu, nu în sensul ăsta al bătăii propriu-zise. Nu se a, să fie parte în parte, cum ziceau da, nețoiul cu cine, nu, cu existat, povestea Dumitru Dragomir. Nu, nu există așa ceva, nu, nu așa, dar în jurături. De-aia ți-a amendat atunci? Nu mai țin minte, sincer să fiu, da, nu cred că s-a pus problema. Am avut discuție, țin minte, sigur că am avut discuție și am spus, băi, sunteți foarte bine împățiți ca și postul, ca și pe aia, cine se ocupă, cum se ocupă, de ce, de unde ajungeți la... Tot de organizare era ceva, de organizare, nu mai țin minte, jucam, cred că jucam pe Ștefan cel Mare. Păi da, pe tunel la Dinamo, da, acolo. Da, pe tunel acolo, ceva a fost, nu mai țin minte în detaliu. Dar lucrurile erau foarte bine separate, nu se întrepătrundeau, dar mai existau orgolii. De obicei, Chivorchean, care avea derogată competența de președinte din partea mea către el, era chiar o donator de credit în club, el făcea plățile, cred că de multe ori mai călca un pic așa pe ei și Daniel nu a acceptat și de acolo s-au luat, dar s-au liniștit lucrurile așa cum, atât de repede cum s-au inflamat, s-au și liniștit. Care era cel mai greu de stăpânit impresar? Erau impresari în perioada respectivă, aveați jucători? Da, lucram mult cu impresarii. Nu. Nu era vorba de stăpânit, nu. De obicei mă înțelegeam scurt. Eu vin dintr-o lume, din lumea petrolului, din produselor petroliere. Când ajungi la o negociere finală, vii și ajungi cu jocurile făcute. Ea nu poate să dureze mai mult de 5 minute, înseamnă că sunt probleme și atunci nu va funcționa afacerea aia. Adică dumneavoastră adică, intrați la sfârșit după ce Chivorchean rezolva exact, și dumneavoastră veneați cu ultima sută de metri și atunci ne înțelegeam finalul, că eu am cel care plăteam sau stabileam, îmi asumam sau nu. Adică nu veneam de la început pe lucrurile de detaliu. Asta le discuta Chivorchean. Adică aveam mare încredere și am în continuare. Repet, un om extraordinar. Păcat că nu m-a implicat în fotbal astăzi. Care e cel mai mare regret pe care îl aveți? Am momente în care, v-am spus, regret că n-am făcut compromis. Compromisuri. Da, am momente când regret, mai ales când mi se invocă faptul că n-am câștigat campionat și de multe ori am fost și scos vinovat că n-am câștigat campionat și aia. Deci am momente când și asta este. V-ați fi imaginat că Timișoara în 2023 nu va mai avea echipă, că nu va mai exista fotbalistic? Da, eu i-am anunțat din 2011, când am fost condamnat în fond, le-am spus că nu mai continui să-și rezolve problemele. Au avut și un timp pe care eu l-am dat să se organizeze. Mi-am dat seama că nu. De ce? Nu poate Timișoara? Pentru că Timișoara e dintre centrele mari ale fotbalului nostru. Timișoara e cam singurul care, mă rog, Brașovul e și Brașovul absent. Din același motiv pentru care Steaua astăzi, Clubul Armatei, nu, dacă în organizarea statală, nu va avea niciodată nici câștiguri sportive, nici realizări sportive, nici manageriale, nici administrative. Cel mai prost administrator e statul. În momentul când apare statul, s-a ales praf. Și o ultimă întrebare, vorbiți de finanțare. Aveți bani să intrați într-un club și să pompați bani într-un club în momentul de față, că lumea nu mai știe legat de business-urile dumneavoastră, unde sunteți, cum sunteți, aveți lichidități, aveți capital până la urmă pentru a deveni acționar într-un club? E greu de spus astăzi, dacă m-aș mai aventura la nivelul la care, pentru că statusul societății, la modul general, al țării, al economiei, este complet diferit. Financiar a reprezenta un risc major. Astăzi să mă implic la nivelul de decizie. Dar ca acționar să ajut echipa cu experiența mea și cu bani atât cât pot să fără să mă expun aia, sume importante, dar nu la nivelul aia, cred
că se va întâmpla aproape cu certitudine, dar nu pot acum să mă angajez. Și ar fi două locuri unde, în principal Timișoara, la momentul și, bineînțeles, cu acceptul celor de acolo care vor fi la momentul când se va crea infrastructură și echipa va renaște și va reveni cu dorință. Am văzut acum că se face un stadion fantastic în locul Dan Păltinișan. Am văzut autoritățile, primul ministru, ministrul transporturilor care e din zona de acolo și ceilalți parlamentari care sunt din zonă sunt angajați față de acest obiectiv. În acel moment, cred că Timișoara probabil va avea nevoie și de experiența mea și de ajutorul meu atât cât o să pot eu să îl dau, dar nu la nivel de decizie. Deci răspunsul meu este nu m-aș angaja astăzi, sub nicio formă, din toate punctele de vedere și din toate motivele, la nivelul de decizie în oricare din cluburi. Și al doilea club ar fi Rapidul, care n-am loc la Rapid și e foarte bine că există un Șucu. Dacă nu exista Șucu, trebuia inventat un Șucu, care să îmi pare rău că nu au experiența necesară, că s-a înconjurat de iezmeni, că din punctul meu de vedere are alte planuri, planul de imagine și eu cred că aici lucrul este complet greșit. Pașii care s-au avut sunt complet greșiți. Nu știu ce urmărește, este problema dânsului. Sper să o trateze, așa cum a spus, ca pe o afacere familiară, dar să investească bani. Clubul are nevoie de investiții. Acum, în pauza asta de iarnă, obligatorii de 7-10 milioane în jucători, ca să poți să intri în play-off și să-ți atingi măcar unul din cele două obiective, că eu Cupa României nu mai văd viabilă, dar cel puțin podiumul, de ce nu chiar locul 2, asta dacă bași 7-10 milioane în jucători, în pauza competițională de iarnă, nu e târziu, pentru că nu trebuie să-ți acoperi decât la nivel de încă 4-5 posturi și la nivelul de rezerve 5-6 jucători, deci îi găsești. Noi știți, când mi-am pus eu cea mai mare problemă în ceea ce privește capacitatea managerială, sportiv-managerială a fotbalului românesc, la modul general, când a apărut în piață, liber de contract, un jucător pe numele lui Nistor. În momentul când a apărut în piață liber, mi-am pus întrebarea cum e posibil așa? Ori eu sunt nebun, ori eu nu mai înțeleg nimic din ce se întâmplă, am pierdut complet șirul, ori ei nu înțeleg ce e la fotbal. Nimeni, niciunul din ei. De-aia am spus la începutul campionatului că Universitatea Cluj, din punctul meu de vedere, va fi revelația acestui campionat. Încă nu plecase, când am făcut declarația asta... Petre. Nu plecase ăsta, cum zice, Sabău. A plecat ulterior și a revenit. Ok. Dar numai prin faptul că imediat au pus mâna atât pe Nistor, cât și pe jucătorii de mare calitate, câțiva la număr de la Târgoviște, chiar dacă Târgoviște a clacat, erau câțiva jucători, cum e Popa. Un jucător de tipul lui Popa nu e în campionatul României, un român vorbesc. Și mai dau exemplu. Dar eu mă întorc la Nistor. Eu să fiu la o echipă cum e Rapidul, cum e Steaua. Deși Steaua e acoperit acolo. E Olaru. Dar n-avem cum. Nu mai zic Craiova, nu înțeleg ce. Acolo e groapa Marianelor. Ei l-au avut. Păi asta vreau să spun, de acolo a plecat. Acolo e Triunghiul Bermudelor. Se întâmplă ceva la Craiova cu ambele echipe. Nu știu ce scandal. Cât de mare să fie scandalul ca tu să nu intervii ca și conducător și să mediezi în așa fel încât Nistor să rămână. Nistor este un jucător, astăzi, din punctul meu de vedere, rar, foarte rar în fotbalul românesc, român în fotbalul românesc. Văd Olaru, care Steaua e dependentă de Olaru, atât timp cât el funcționează pe oxigen, asta pot să o spun și eu, e constructivă treaba, cât Olaru funcționează pe oxigen, Steaua are 2-0. Când pierde oxigenul, Olaru, Steaua nu mai există. Se dărâmă toată construcția tehnico-tactică. Iar ei nu fac nimic, au pierdut campionatul anul trecut de la 2-0. Da. Acum pierd puncte de la 2-0. Da, da. Nu se poate așa ceva. Dar nu se vede că dacă el pierde oxigenul,
tipul ăsta înaintos cu cheia și el în același ritm se duce de la cap la coadă, dar pierde oxigenul. Asta înseamnă pierde calitate. Și dezmembrează toată echipa. Pur și simplu, din minutul 70 nu mai poți conta pe el. Pentru că el alergă în continuu, el e pus să alerge, nu și-a nici o fel de rezervă, de reechilibrare din punct de vedere al oxigenării creierului, de coborâre, de ritm cardiac, nimic dintr-o. El știe că a intrat în teren și trebuie să alerge. O, și calul alergă, dar nu dă lapte la omul. Da. E bun până la un moment dat. Aia, în fine, aia. Dar în afară de ei doi, nu există jucător să-mi acopere terenul la nivelul ăsta. Să-mi dea ritmul echipei, să-mi dea... Nu există. Uh-huh. Dar nu există, îl aduci tu rapid, vrei să construiești o echipă, păi nu-l aduci, nu-l iei pe Nistor dintr-o piață liberă și-l aduci pe Cârjan și îmi spui că ai obiectiv câștigarea cupei și locul 1-3? Adică cât de prost poți să mă crezi eu rapidist, să te crezi și să și tac din gură, să-ți fac o sanale, să te aplaud. Nu, n-am cum să te aplaud. Spun că ești un prost, scuzați-mă. Expresia, tu și cu tot staful tău, hai că tu recunoști, domnule, eu nu știu, vorbesc de șuc. Nu știu fotbal. Asta e, să știți, știți ce e asta treaba cu nu știu fotbal? Dar pe Borza știu să-l negociez să-l iei. Asta este așa, hai să ne ascundem, să ne... Nu eu, Angelescu, Păduchi, am mai zis eu, Puricel ăla care zicea la elefant ce tare trupăim noi. Aia, cam așa. Aia, Nico, omul lui Angelescu. Ei sunt, ei fac echipa. Dar tu te ascunzi. De unde? Trece cineva peste tine, cum ești tu pe bani, cum stai cloșcă pe bani. Nu se poate să treacă nimeni peste tine. Aia, nu. Deci, cum să-mi faci atâta promovare la copilul ăsta? Pui și presiune pe el. Veni de la Arsenal, construiești în jurul. Nu există așa ceva. N-ai acolo, n-ai, bine că a luat un pic din loc Ioniță în ultimul timp, mai se mișcă ceva acolo. În fine, greu, trebuie să aducă oameni, dacă și aduce oameni și investește, dar să pornească de la bani. Să nu mai vină să-mi spună cât de echilibrat e bugetul, că nu e nici echilibrat. Nu, să vină să spună, am băgat 10 milioane, 12, l-am luat pe la, și am obiectivul ăsta, dacă nu-i dau afară pe toți, îi mănânc de vii, îi prăjesc pe toți și îi mănânc. Aia, dacă eu le-am adus atâția bani și nu fac treaba asta. În fine. Poate anii ne-au schimbat, poate gândim altfel, dar Bocean nu gândea decât așa. Și în ziua de astăzi, Gigi Becali gândește așa. Oricare din ei au gândit la Vaslui, pe ce echipă a construit pe un boiu? Ce investiții a făcut pe un boiu la Vaslui? În dorința lui de a câștiga campionat. Ca și mine, de altfel. Aia. Nu mai zic CFR-ul, câți bani sunt. În fine, poate în altă emisiune o să discutăm și la modul cum se investește și să construiește o echipă cu bani. Fără bani, nu cred că s-a inventat. Roata și apa caldă e de mult în piață. Sunt de mult în piață amândouă. Nu putem să terminăm această ediție de Sportcast cu Sile fără să oferim momentul atât de important al sponsorului nostru. Cei de la Betano, iată oferta lor. Atenție mare la ce vă propun. Activează modul Bet Builder cu cele mai jucate cote pe un singur meci. Orice meci. Betano. Jocul începe acum. Mulțumesc, domnule, acum mă bucur că v-am avut și vă mai așteptăm să mai povestim. Okay. Mulțumesc, prietene, aceasta a fost ediția de Sportcast cu Sile. Vă aștept pe data viitoare. La revedere!